Pentru mine este o onoare deosebită și o emoție deosebită, pentru că, așa cum vă spuneam și la prima conferință de presă, atunci când am ajuns la Partidul Mișcarea Populară, am spus că pentru mine această sală este o amintire deosebită și, bineînțeles, acum faptul că suntem nou împreună la o conferință de presă, este un lucru extraordinar. Nu am bine venit în Iași, spuneam că tot sufletul, că toată mișcarea populară din Iași este alături și o să-l sprijine pe domnul Baconski, așa că știți, este într-o poziție eligibilă și suntem convinși că vom avea dumnealui deschide o listă unor persoane noi intrate pe lista europarlamentarilor și că sigur vom avea un număr foarte bun de europarlamentari în mai. Am să-l rog pe dumnealui să preia conducerea acestei conferințe de presă. Vă mulțumesc că am deputat. Bună ziua tuturor! Partidul Mișcarea Populară este singurul nou partid politic care crește în toate sondajele, pentru că are o bază solidă. Două treimi dintre membrii noștri sunt români care nu au mai făcut politică și vor să schimbe felul în care se face politica în România. Dar și pentru că este proiectul președintele Traian Băsescu, în care foarte mulți români și-au pus și spun speranțele. De ce? Vedem ce se întâmplă în vecinătatea noastră. Nimic nu e sigur. Evoluțiile sunt imprevizibile. Prin urmare, trebuie să profităm de 2014, de cele două rânduri de alegeri, pentru a contura, cu sprijinul românilor, o alternativă la regimul politic USL, USD, care și-a demonstrat în aproape 2 ani de teleguvernare incompetența și rău credință. Situația economică e stagnantă, se raportează creștere economice pe care românii nu le resimt. Mediul de afaceri din România este penalizat de fiscalitatea excesivă introdusă de guvernul Ponta. Avem, deci, obligația de a le oferi nu doar ieșenilor, ci și românilor din țară și din diaspora o perspectivă mai bună. Și Partidul Mișcarea Populară, împreună cu președintele Traian Băsescu, a deschis acest șantier politic cu scopul de a constitui cât de repede se poate o alternativă la această guvernare de proastă calitate. Am reușit să ne construim ca partid politic o rețea aproape națională. Sigur că există inegalități între diferitele noastre filiale, dar ceea ce contează este că membrii noștri sunt convinși de proiectul Mișcării Populare și se implică, așa cum s-au implicat și la Iași, oameni ca Marian Berdan și alții, pentru că ne-am propus ca la europarlamentare să facem un scor cu două cifre, adică mai mare de 10%. Acest lucru este central în strategia de campanie a Partidului Mișcarea Populară. La Iași, cred că nu doar orașul arată ca după un bombardament, dar și peisajul politic local este plin de găuri. Are unul dintre cei mai iluștri penali ai României, domnul Fenechiu, condamnat în momentul în care își exercita mandatul de ministru al USL. PSD Iași este un aspirator de false partide de opoziție. Am văzut că blatul domnului Gabriel Surdu cu domnul Nichita a ieșit la iveală. Dacă cineva mai avea îndoieli, nu mai poate avea nimeni vreo îndoială cu privire la acest aranjament.
care avea ca scop distrugerea democrației la Iași. Un partid de opoziție trebuie să facă opoziție. Democrația se definește prin opoziție. Puterea au și tiranii, dictaturi. Opoziție n-au tiranii. Și Gheorghe Nichita este pe punctul de a desfința democrația la Iași și în județul Iași. De aceea, ieșenii care au votat, m-au votat pe mine și pe doamna doctor Camelia Bogdănici în 2013, vor veni pentru mișcarea populară. Și sunt la Iași și pentru a le transmite, nu doar mulțumirile mele pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în acea împrejurare, ci și pentru a-i ruga ca pe 25 mai să se prezinte la vot și să voteze lista Partidului Mișcarea Populară. Fără rubedenii și fără nepotism. E o listă construită în poziții eligibile din personalități care au demonstrat că știu ce să facă dacă sunt la guvernare, că își servesc țara și servesc interesul național, că se dedică binelui comun al românilor. Lista e deschisă de Cristian Preda, profesor universitar de științe politice, europarlamentar foarte activ și respectat. E continuată cu Siegfried Mureșan, un tânăr de 32 de ani, care a lucrat la Bundestag și cu președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, pentru că vrem să promovăm tinerii de valoare și care cunosc la fel de bine România și Uniunea Europeană. Pe poziția următoare este subsemnatul, fost ministru de externe, care a reușit în 15 ani să acumuleze suficientă experiență, cred eu, în materie de relații internaționale și de afaceri europene. Fostul ministru al dezvoltării, Cristian Petrescu, care este iarăși un om relativ tânăr, competent și foarte dedicat partidului nostru. Și de fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, care iarăși este și-a legat numele împreună cu domnul Miclea de o reformă esențială a educației naționale. Așadar, avem o listă bine întocmită, semnificativă și care le poate garanta alegătorilor că trimitem în Parlamentul European oameni care vor munci corect și competent, astfel încât prezența noastră în cadrul grupului Partidului Popular European, care cuprinde peste 100 de partide politice, din exibilă și respectată. Am revenit la Iași cu dorința ca filiala noastră de aici să își exprime și să-și afirme prin acțiune zilnică unitatea. Suntem în opoziție, colegii mei știu foarte bine că nu e relevantă competiția pe nu știu ce funcții. Suntem o echipă în toată țara. Partidul se conduce la fel și la centru și în filiale. Toată lumea muncește, toată lumea merge în municipii, în orașe, în comune, în sate, pentru a pune steagul Partidului Mișcarea Populară peste tot. Avem ecou printre concetățenii noștri. Iașu are toate, are Partidul Mișcarea Populară, Iași are un bulevard deschis, după ce v-am descris și știți mai bine decât mine. Partidele politice la nivelul Iașului și a județului sunt varză. Colegii mei de aici au numai avantaje competitive. Pot pune piloni ai mișcării populare în tot județul, aproape fără concurență. Toți s-au compromis și toți și-au dat arama pe față. Deci e un moment optim pentru ca PMP Iași să crească. Și acest lucru se va întâmpla. Colegii mei și din Partidul Mișcarea Populară și din Fundația Mișcarea Populară sunt cot la cot. Echipa se va consolida. Sunt convins că pe 25 mai Iașul nu va fi o organizație codașă, din potrivă.
Mai ales că noi am testat deja terenul, doamna doctor. Avem aici suporte și experiența domnului deputat Petru Mobila, și vă spune cuvântul, pentru că este un om politic cu multă experiență. Și sunt bineveniți alături de noi, așa cum a venit Marian Berdan, un stâlp sănătos al mediului de afaceri din Iași. Îi așteptăm și pe alții de aceeași bună calitate să vină în acest proiect. Democrație fără implicare civică și politică, inclusiv în politica partizană, nu există. Și noi trebuie să depășim superstiția asta că numai unii fac politică. Dacă o fac numai unii, o fac prost și noi toți suferim. E nevoie de implicare. Iașu e doldora de personalități universitare, academice, de business și toți aceștia sunt așteptați să se alăture proiectului. Ușa e deschisă, avem doar un filtru de integritate și ne dorim ca în Mișcarea Populară să intre personalități reputate, pe bună dreptate, prestigioase în comunitatea pe care o servesc. Dacă aveți întrebări,